Suntem pe tema familiei și Pavel a început cu o poruncă pentru amândoi, și pentru soț și pentru soție. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Lucrul acesta este adevărat și în familia mare, în biserică, indiferent cine am fi, tineri sau bătrâni, bărbați sau femei, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Luați-L pe Domnul Iisus ca autoritate ultimă la care să vă raportați întrebările, diferențele dintre voi, frământările sau neînțelegerile. Dacă fac lucrul acesta, îl am de partea mea pe Stăpânul Universului, voi evita divorțul pentru că voi păstra o comunicare constructivă. Dacă trebuie să te supunem unii altora, nu vorbește unul și ascultă celălalt, ci poate vorbi fiecare la rândul lui, suntem obligați să ne ascultăm unii pe alții, să comunicăm unii cu ceilalți. Dar mai mult decât toate acestea, suntem motivați de frica lui Hristos să ne împlinim mandatul pe care El ni l-a dat, rolul pe care El ni l-a dat în familie. Și duminica trecută m-am adresat soțiilor, nu eu, Pavel, prin Sfânta Scriptură, iar doar i-am citit cuvintele, vi le-am transmis și tălmăcit cu înțelepciunea pe care o am. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Niciun bărbat nu-i ca Domnul, cu alte cuvinte, nu se poate confunda cu el și femeia nu trebuie să facă un exercițiu intelectual prin care să uite la soțul ei să-și imagineze că este Domnul însuși. Dar atunci ce înseamnă să te supui ca Domnului? Dragii mei, ești supusă ca Domnului când te străduiești ca să înțelegi și să împlinești mandatul pe care Domnul ți l-a dat. Bărbatul tău n-are ce să-ți ceară, nici ce să-ți pretindă. Bărbatul tău are treburile lui și mandatul lui din partea lui Hristos, cum vom vedea astăzi. Dar textul continuă, bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Spuneam duminica trecută și mulțumesc pentru cei care înregistrează și aveți în arhivă, pe internet, puteți să revedeți, să reascultați predicile, sunt trei întrebări esențiale pe care orice femeie trebuie să știe, la care trebuie să știe răspunsul și cu ochii închiși. În Genesa capitolul 2, cine sunt și pentru ce am fost create? În 1 Corinteni 11, în mod special versetele 8 la 10, care este responsabilitatea mea principală în familie? O femeie cu multe treburi, spuneam duminica trecută, un singur lucru trebuiește. Care este acel singur lucru pentru care voi fi tras la răspundere și prin care trăiește sau moare familia mea? Și al treilea text și cu a treia întrebare, 1 Petru capitolul 3, cum trebuie să mă împlinesc această responsabilitate principală? Dar restul găsiți pe internet, în arhivă, deocamdată m-aș întoarce la lecția de zi, m-aș întoarce spre bărbații, soții din biserica noastră sau de aiurea, și le-aș citi textul un pas mai departe. Versetul 25, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva, de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. În 1 Petru, bărbații primesc un verset din partea Duhului Sfânt, versetul 7, din capitolul 3. Femeile, o mulțime de alte versete, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și noi am zis, sau cel puțin doamnele au zis, surorile au zis, a, nu-i cinstit. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu în Efesen răstoarnă proporțiile. Soțiile au primit doar trei versete,
Bărbații au primit un șir întreg de versete, de aceea voi încerca să rup în două tema legată de rolul bărbatului, să las și pe săptămâna viitoare o parte din ea. Deocamdată textul ne spune nouă bărbaților, soților, lucrul acesta. Iubiți-vă, nevestele, cum a iubit Hristos biserica. Dacă nu înțelegi termenul comparației, nu știi ce ai de făcut. De aceea pun întrebarea, cum a iubit Hristos biserica? În primul rând, nu uitați, este vorba de noi, bărbați, femei, părinți, copii, mici sau mari, indiferent cine suntem, dacă am fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, formăm biserica. Cu alte cuvinte, tot ce a lucrat Hristos mă interesează și pe mine și pe tine, oricine ai fi. Fără această lucrare, n-avem nicio nădejde să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Ca să înțelegem cum a iubit Hristos biserica, suntem obligați să-L aducem pe Tatăl în discuție și planurile Lui. Domnul Iisus este Fiul, dar Tatăl a alcătuit în sine însuși planurile. Și data trecută am văzut că El a rânduit universul în așa fel încât Dumnezeu să rămână contextul ultim al tuturor lucrurilor din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile Lui să fie slava în veci. Amin. Fiul Său a intrat în planurile Tatălui, Dumnezeu este capul lui Hristos, bărbatul și soția lui împreună care formează biserica sunt chemate să intre în planurile lui Hristos, pentru că biserica, eu împreună cu soția mea, suntem sau parte din trupul lui Hristos. Cu alte cuvinte, Hristos este capul bărbatului și soția, am văzut data trecută, este ajutorul potrivit în lucrarea pe care Hristos o dă soțului. Dacă mă uit la iubirea lui Hristos pentru biserică, luându-L și pe Tatăl în discuție, aș vrea să nu uit ordinea de prioritate. Întotdeauna vine mai întâi Tatăl, apoi venim noi. Cu alte cuvinte, dacă mă întreb cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Deci s-a dat pe sine pentru noi, de dragul Tatălui și pentru împlinirea planurilor Tatălui. Este important lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că atunci când mă gândesc la iubirea lui Hristos, iubirea față de noi, față de mine, față de biserică, nu biserica a fost pe primul loc. Hristos n-a venit la noi să ne întrebe cum ați dori să vă iubesc. Cam ce v-ar cădea bine? El nici n-a avut nimic de povestit cu noi și dacă ar fi făcut-o, n-am fi știut ce să-i răspundem. Noi eram mulțumiți și anesteziați în păcatele și noroaiele noastre. Nici nu știam că El există și că avem nevoie de El. Deci n-avea rost să vină să ne întrebe. El l-a întrebat pe Tatăl, Tată, ce ai vrea să realizezi prin iubirea mea față de oamenii aceia păcătoși? Cu alte cuvinte, ce planuri ți-ai făcut pentru ei? În Efeseni, capitolul 1, versetul 4, citim că în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, noi nici nu eram. Dumnezeu a alcătuit în sine însuși planuri pentru noi și scopurile Lui sunt foarte precise, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dacă priviți imaginea din fața voastră, aveți întemeierea lumii în punctul din dreapta, și tot ce în stânga acelui punct este în veșnicia trecută. Nu uitați, noi nu eram pe atunci, era doar Sfânta Treime. Scriptura ne spune că în Hristos, dreptunghiul acela verde, în Hristos s-au întâmplat toate lucrurile. Nimic din planurile lui Dumnezeu nu se putea împlini fără Hristos. În El ne-a ales înainte de întemeierea lumii cu un scop precis, ca să fim sfinți și fără prihană. Dar ca să fim sfinți și fără prihană, puterea nemărginită a lui Dumnezeu trebuia să coboare în noi. Pentru că numai Duhul lui Dumnezeu ne poate sfinți. Ori Duhul lui Dumnezeu nu poate coborî într-o inimă murdară, ne-ar fi pârjolit. Și de aceea trebuiau să se întâmple câteva lucruri înainte de întemeierea lumii. Trebuiau așezate la locul lor și împlinite apoi de Hristos prin iubirea Lui față de noi. Recitesc textul în timp ce urmăriți imaginea. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce, deci înainte ca să ne aleagă, trebuia să așeze la locul lor câteva lucruri, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte
să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Toate acestea au fost rânduite de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Ce se întâmplă în istorie? Cum devin eu parte acestui plan al lui Dumnezeu? Cum ajung biserica lui Dumnezeu sau mireasa lui Hristos? Versetul 13 din același capitol. Și voi, după ce ați auzit cuvântul, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în planurile Tatălui, el a știut că iubirea lui pentru biserică trebuie să realizeze planurile pe care Dumnezeu le-a alcătuit în sine însuși. Cu alte cuvinte, iubirea lui Hristos are un scop. Iubirea lui Hristos nu e o gelatină care se revarsă peste noi, un fel de vapor care să ne facă bine, să ne învăluiască. Iubirea lui Hristos este o săgeată care nu se oprește până când nu-și atinge ținta. Și scopul acesta l-a obligat pe Hristos în iubirea lui la acțiuni dureroase pentru el, dar de dragul Tatălui l-a împlinit pentru noi. Recitesc textul din Filipeni, capitolul 2, versetele 6-8. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine. A luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare a fost ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca să împlinească planurile Tatălui în iubirea sa, Domnul Iisus a dezbrăcat slava, a îmbrăcat un trup limitat omenesc în care infinitul s-a mărginit pe sine, a trăit pe pământ plin de har și de adevăr, de multe ori în mijlocul batjocurilor semenilor săi pe care i-a creat și pentru care a venit să-i mântuiască, s-a lăsat încununat cu spin și răstignit pe o cruce, aruncat într-un mormânt peste care s-a prăvălit o piatră, crezând că au isprăvit cu el. Dar a treia zi, iubirea lui a continuat să lucreze în învierea din morți, în înălțare și astăzi șa de la dreapta Tatălui, iubindu-ne în continuare ca mare preot care mijlocește în fiecare zi pentru noi. Este avocatul nostru la dreapta scaunului de domnie al judecății ca să ne desăvârșească mântuirea. Dragii mei, doar așa, doar iubindu-ne în felul acesta după voia Tatălui, a putut să ne răscumpere, să ne ierte, să ne înfieze, ca Duhul Sfânt să ne poată pecetlui, să ne poată porni, să poată porni în noi sfințirea. Petru ne-a spus în primele versete că Dumnezeu în preștiința Lui ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt la scurtarea și stropirea cu sângele Lui Iisus Hristos. Și această sfințire trebuie să se materializeze în pregătirea pentru nuntă, în dezbrăcarea zdremțelor noastre, a omului vechi care se strică după poftele înșelătoare și în îmbrăcarea în omul nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Fără această haină de nuntă, nimeni n-are ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Nu uitați, Tatăl însuși ne spune în pilda nunții fiului de împărat. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții. Și de aceea lucrarea Domnului Iisus Hristos a făcut din noi mireasa Lui și continuă prin iubirea Lui să lucreze în noi transformarea într-o ceea ce așteaptă Tatăl. Un prim principiu esențial este că iubirea Lui Hristos față de biserică nu urmărește așteptările noastre sau împlinirea lor, ci împlinirea planurilor Tatălui și nu așteptările bisericii. Este un principiu esențial. Dacă vrei ca iubirea față de soția ta să aibă un scop, să realizeze ceva, nu întreba pe ea cum să o iubești. Întreabă-l pe cel care are planuri pentru viața ei. O, dar pentru asta trebuie să-ți faci timp, să mai renunți la deșertăciunea după care alergi de dimineața până seara și să stai de vorbă cu capul tău, cu Hristos. Despre soția ta, despre copiii tăi, despre familia ta. Abia acum putem pune în paralel cele două iubiri.
pentru că am început să pricepem câte ceva despre termenul de comparație. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. După cum Hristos a iubit biserica intrând în planurile Tatălui pentru împlinirea lor, tot așa trebuie să-și iubească soțul soția în lumina planului pe care Dumnezeu îl are pentru ea, pentru a ajuta la împlinirea acestor planuri. Ori, Scriptura ne spune că Dumnezeu încă în Genesa, atunci când a făcut-o pe femeie, a făcut-o cu un scop precis, să fie un ajutor potrivit. Acum, noi bărbații le putem băga de vină și le putem spune, dar nu ești un ajutor potrivit. Așa cum nici eu nu sunt desăvârșit, sigur nici ea nu este desăvârșită. Întrebarea mea este, cum contribuie iubirea mea față de soția ei în transformarea ei, în modelarea ei, în împlinirea planurilor lui Dumnezeu pentru viața ei. Iubirea soțului trebuie să încurajeze soția lui în a-și împlini rolul dat de Dumnezeu. Observați, iubirea aduce lucruri în existență. Iubirea transformă, iubirea modelează, iubirea readuce și împinge spre țintă. Asta a făcut Hristos. Dacă El nu ne-ar fi iubit în felul acesta, unul dintre noi n-am aparține miresei Lui. Iubirea e o forță, așa cum supunerea nu e un abandon, ci este o forță. Amândouă țin de împărăția Lui Dumnezeu. Atenție însă, poate că am putea supralicita comparația pe care o face Pavel. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Vreau să vă spun de la început, nici unul dintre noi, bărbații, nu putem face pentru soțiile noastre ce a făcut Hristos pentru biserică. Nu putem să ne dăm pe noi înșine pentru ele ca să fie smulse din ghearele lui Satan, din ghearele păcatului. Noi nu putem face lucrul acesta. Pentru că Hristos s-a dat pe sine pentru biserică și aici este și bărbatul inclus. Noi împreună, soț-soție, beneficiem de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dar atunci, întrebarea este, care sunt limitele acestei comparații? Nu pot nici ca și conținut, nici ca și efect să limit pe Hristos. Nu pot face lucrul acesta. Eu intru doar în tiparul pe care El l-a creat. După cum El mă iubește de dragul Tatălui, eu o iubesc de dragul lui Hristos. De aceea a început Pavel spunând, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dar l-aș lăsa pe bărbat deoparte ca să mă ocup de adevăratul bărbat, de al doilea Adam, de Domnul Iisus, de modelul nostru. Observați, textul spune, El a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dați-mi voie să le iau pe rând. Duhul lui Dumnezeu a făcut predica cu toate punctele ei, eu doar încerc să desfac fiecare punct. În primul rând, Hristos ne-a iubit dându-se pe sine pentru noi ca să ne sfințească. A sfinți înseamnă a pune deoparte. După cum o mireasă se pune deoparte pentru mirele ei, o soție pentru soțul ei, rupând toate celelalte legături din jur, tot așa, biserica sau noi cei care facem parte din ea ar trebui să fim puși deoparte pentru Hristos. Biserica, eclesia, este adunarea celor chemați afară din lume, puși deoparte, sfințiți pentru Domnul Iisus Hristos. Problema Domnului Iisus este că punerea noastră deoparte are implicații legale colosale, dragii mei. Unul dintre noi nu ne putem atinge de ele, nu putem face nimic în acest domeniu, pentru că toate se întâmplă deasupra capului nostru. Pavel ne vorbește despre lucrul acesta în Romani, capitolul 7, primele 4 versete. Nu știți, fraților, căci vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Deci, dacă câtă vreme îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă.
Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Este o analogie pe care Pavel o aduce pentru relația noastră cu Domnul Iisus. Și de aceea las analogia și mă ridic pe celălalt plan, pe planul spiritual. În momentul în care Dumnezeu m-a creat după chipul Său, după asemănarea Sa, m-a creat pentru El, pentru o relație cu El. Dar mi-a dat libertatea, chiar dacă unii nu credem în ea, libertatea de a alege între viață și moarte. Și mi-a spus simplu, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ce înseamnă să mori? Înseamnă să te desparți de sursa vieții, de Dumnezeu, și în același moment să te legi de un alt Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul căzut este căsătorit cu Satan. Omul căzut, omul nemântuit, este căsătorit cu Satan. Iar legea lui Dumnezeu consfințește această relație. Domnul Iisus nu putea să vină pur și simplu să ne smulgă din mâna balaurului. Da. El nu-i făt frumos care vine și eliberează pe Ileana Cosânzeana. Pentru că există o lege a lui Dumnezeu. El nu poate opera în afara legii lui Dumnezeu. Și de aceea până când legătura aceasta cu Satan nu este ruptă în mod legal, până atunci Hristos nu ne poate sfinți, nu ne poate pune deoparte pentru El. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Scriptura spune câtă vreme îi trăiește bărbatul, este legată prin lege de bărbatul ei. Ori bărbatul meu, bărbatul tău, bărbatul omului căzut era Satana, un înger care nu moare. Cu alte cuvinte, n-aveam absolut nicio șansă să așteptăm moartea lui. Mai era o singură nădejde, să survină o moarte totuși. Și numai eu puteam muri. Dar dacă aș fi murit eu, în sens fizic, aș fi înveșnicit relația mea cu Satana. Și de aceea trebuia să moară altcineva și să-mi împrumute moartea lui, o moarte de-a binelea, o moarte în trup. O moarte în trup. Tocmai lucrul acesta l-a făcut Hristos când s-a lăsat atârnat pe cruce în locul tău și în locul meu, plătind păcatele noastre. El, practic, prin moartea lui a rupt legătura cu Satan și a putut să mă sfințească, să mă pună deoparte pentru el. Versetul 4 continuă. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea. Observați, prin trupul lui Hristos, un trup, Toma, vine și pune degetul și palma în coasta mea și nu fi necredincios. Este o moarte fizică, o moarte în trup și această moarte ne-a fost mie împrumutată. Prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea, ca să fiți sfințiți, puși deoparte, să fiți ai altuia, adică ai celui care a înviat din morți, ca să aduceți roadă pentru Dumnezeu. Hristos s-a dat pe sine pentru noi, pentru mireasa Lui, ca prin moarte să rupă legăturile cu Satana și să ne poată sfinți. Dragii mei, asta vrea să spună Pavel. S-a dat pe sine pentru noi, pentru biserică, ca să o sfințească, ca să o pună deoparte pentru El. Se ridică o întrebare, pentru că nu știu cine este în sală înaintea mea sau cine ne urmărește pe ecran. Este oare această moarte a lui Hristos operantă în mod automat pentru absolut toți oamenii? Nici de cum. Nici de cum. De aceea Pavel nu se oprește la prima afirmație, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, ci continuă după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Dacă n-ai fost curățit prin botezul cu apă, prin cuvânt, nu poți fi nici pus deoparte. Noi ne pregătim de un botez. Aici există o carte în care nimeni nu poate să scrie numele în locul tău. Tu trebuie să-l scrii cu mânuța ta. Să te pregătești pentru a intra în apa botezului. După masă vom avea primele mărturii cu cei care se vor boteza. Dar observați, te pui deoparte pentru Hristos, practic primești în dar moartea Lui ca să se rupă relația ta cu cel rău, doar dacă ai curajul să-L mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, deci e vorba de o mărturie publică pe care o areți prin apa botezului. De aceea spune, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Dacă n-ai avut curajul unei mărturii publice,
mă întreb, ești mireasa lui? Dragii mei, foarte mulți oameni vin cu ani și încălzesc băncile bisericii, își fac prieteni, le place cum se cântă, mai ascultă cât o predică, una mai bună, alta mai proastă, la noi vorbesc. Da? Dar se mulțumesc cu atâta, n-au curajul să ridice în fața tuturor să spună, da, cred. N-au curajul să îmbrace în hainele albe și să intre în apa botezului. Și poate că își pun întrebarea, ce rost are ritualul acesta stupid? Toți avem băi acasă, putem face duș de câte ori vrem pe zi. La ce mai trebuie toată povestea asta? Interesant este că Pavel spune, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, și adaugă prin cuvânt. Prin cuvânt. De ce trebuie să adauge prin cuvânt? Niciun ritual, niciun simbol creștin n-ar avea nicio putere dacă n-ar exista cuvântul viu al lui Dumnezeu care să gireze pentru lucrurile respective. Dați-mi voie să vă duc înapoi în Vechiul Testament. Poporul s-a răzvrătit, era noua generație, Dumnezeu a trimis șerpi înfocați peste ei, îi mușcau, mureau pe capete. Au venit la Moise și au zis, am păcătuit împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-l pe Domnul să îndepărteze șerpii. Dumnezeu a zis, nu, nu, lasă șerpii acolo, ridică un șarpe înfocat și pune-l pe o prăjină. Oricine va privi la el va trăi. Noi stăm și râdem astăzi, odată ce veninul este în piciorul tău, poți te uiți la ce șerp vei pe prăjină și la lună și la soare, tot mori, pentru că moartea își vede mai departe drum în trupul tău. Dar pentru că exista cuvântul lui Dumnezeu în spate, oricine privea, trăia, spune Biblia. Dragii mei, când Domnul Iisus a luat de pe mesele oamenilor lucruri banale, niște pâine și un pic de vin, apă mulțită cu vin sau vin cu apă, cum vreți dumneavoastră, și le-a frânt și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu, mâncați și beți. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dacă n-ar exista cuvântul lui Dumnezeu în spatele acestui simbol, am fi de râsul lumii. Facem lucruri de astea absolut anacronice, spunem noi. Cu atât mai mult când dai jos hainele astea, simbol al omului vechi, și îmbraci o haină albă și intri în apa botezului și în numele lui Hristos ești cufundat în moartea lui și te ridici în învierea lui, dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu în spatele acestui simbol, acestui ritual, n-ar avea absolut nicio valoare. Dar observați, Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenicii săi și le-a zis, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să facă tot ce v-am poruncit. Așadar, botezul cu apă, curățește și sfințește. Știți de ce? Pentru că te leagă de jertfa curățitoare a Domnului Iisus Hristos. Și de aceea Petru îndrăznește să spună, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, care este botezul. Le spun tuturor, drac intri în apă, drac ieși din ea. Dar atunci când faci lucrurile acestea în baza cuvântului Dumnezeu, convingerea în inimă, că faci un pas în ascultare, dragii mei, puterea lui Dumnezeu este acolo să dea viață, să dea viață. El s-a dat pe sine pentru noi, biserica lui, ca să ne sfințească după ce ne-a curățit prin botezul cu apă, prin cuvânt, prin cuvânt. Dacă nu l-ai mărturisit cu gura ta pe Hristos ca Domn, dacă nu crezi tu în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și dacă n-ai curajul mărturisirii publice a acestui lucru, probabil că îți lipsește încă ceva în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dar Pavel merge un pas mai departe. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și toate acestea sunt conținutul lucrării lui Hristos. Ce a făcut Hristos pentru noi? Dar în vederea a ce le-a făcut pe toate acestea. Am spus, iubirea nu e o gelatină, ci o săgeată care caută o țintă. Care-i ținta aceea? Versetul se termină așa. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ca să înfățișeze înaintea lui. Înaintea cui? În primul rând, un mire se bucură să o vadă pe mireasă înfățișată înaintea lui, să fie bucuria lui.
Dar nu uitați, El n-a venit să-și pățească mireasă, punct, ci a venit să o facă de dragul Tatălui, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică sfântă și fără prihană. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Spuneam că în pilda nunții fiului de împărat, împăratul însuși, nu fiul, împăratul însuși a venit să-și vadă oaspeții. Și a văzut pe unul care n-avea haina de nuntă. Și a zis, prietene, ce cauți aici? Aruncați-l afară. Unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Am spus, Tatăl este contextul ultim al tuturor lucrurilor. Nimic în împărăția Lui nu poate ieși în afara voii Lui. Și de aceea fiul va fi bucuros după ce va fi isprăvit lucrarea, să dea împărăția înapoi în mâinile Tatălui, și noi suntem împărăția, să ne înfățișeze înaintea Tatălui spre bucuria Lui și a întregului cer. Eu cred că doar așa se va împlini ce am citit. S-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros Lui Dumnezeu. Curățirea și sfințirea noastră prin jertfa Domnului Iisus nu e un scop în sine, este doar un mijloc spre scop. Scopul este nunta, nunta mielului. Și dați-mi voie să vă duc cu gândul la nuntă citind un text din ultima parte a Bibliei, Apocalipsa capitolul 19, începând cu versetul 6. Și am auzit un glas de gloată multă ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Haleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Nu știu dacă simțiți în cuvintele acestea așteptarea întregului univers, a cerului întreg, a îngerilor. Ca și cum toată istoria s-ar grăbi spre un singur punct, spre nunta mielului, soția lui s-a pregătit. I s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Mireasa lui Hristos, îmbrăcată în hainele albe, ale sfințirii și neprihănirii lui Hristos, care au fost atribuite prin har, este înfățișată în primul rând înaintea Tatălui, apoi înaintea întregului cer, întregului cer, sfântă și fără prihană. Va fi prezentată înaintea Tatălui și a întregului cer ca rod al iubirii lui Hristos. Cu alte cuvinte, tot ce vom fi se datorează iubirii lui Hristos. Așa cum supunerea nu este un abandon, iubirea nu e o gelatină. Iubirea are un scop. Are de realizat ceva. Iubirea lui Hristos, dragii mei, se termină când Tatăl este mulțumit și când cerul întreg strigă, wow! În fața miresei, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Doar așa și doar atunci va putea începe nunta spre care se grăbește întreaga istorie. Aș vrea să lăsăm mireasa o clipă și să ne uităm în acel moment în ochii mirelui, la fața mirelui. Spuneți-mi, cum v-ați simțit în locul lui Hristos să vedeți mireasa Lui în prezența întregului cer, sfântă, fără prihană, tot cerul minunându-se de lucrarea iubirii lui Hristos. De lucrarea iubirii lui Hristos. Câtă cinste, câtă bucurie în sufletul mielului, a mirelui ceresc, care și-a împlinit responsabilitatea făcând din mireasa Lui ceea ce Dumnezeu și cerul așteaptă.
S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aș vrea să închideți ochii și să vă imaginați la acel moment al istoriei. În Apocalipsa, capitolul 5, Dumnezeu Tatăl stă pe tronul lui, având un sul de carte în mână și un înger puternic caută pe cineva vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile. Și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să ia cartea, să se uite în ea. Și am plâns mult, spune Ioan, până când unul din bătrâni îl bate pe umăr și spune, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și să se uite în ea. El se uită și vede la mijloc, lângă cel ce ștea pe tron și între făpturile vii, un miel care părea junghiat. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rup pe cețile, căci te-ai dat pe tine însuți pentru biserică. Ai fost junghiat, spune textul, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod, de orice neam, și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat, spune Ioan, și împrejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii, împrejurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, slava și cinstea și lauda. Și cele patru făpturi vii și tot ce exista în jurul lor au dat slavă lui Dumnezeu. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava în vecii vecilor. Amin. Până și tronul lui Dumnezeu a stat să se minuneze de lucrarea iubirii Fiului lui Dumnezeu. Lăsați-mi voi să trag o concluzie la prima parte. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica. După cum iubirea lui Hristos pentru biserică n-a început cu biserica, ci cu Tatăl. Și n-a urmărit împlinirea așteptărilor bisericii, ci împlinirea planurilor Tatălui. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Știu ce gândiți în mintea voastră, bărbaților, dinpreună cu mine. Cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Cine? Eu? Tu? Poate că și voi, ca și ginele meu, veți spune toate bune și frumoase, dar absolut imposibil de realizat. Absolut imposibil, intangibile. Așa că dă-le încolo, prea înalte pentru noi, ca să le putem atinge. Oare n-ai putea coborî puțin ștacheta, să o duci în limitele tangibilului pentru noi? Dragii mei, eu nu pot muta nici în jos, nici în jos, în sus ștacheta. Nu-i treaba mea asta. Eu deschid doar Scriptura. Dar aș citi ca un preambul pentru duminica viitoare doar ceea ce urmează. Pentru că Dumnezeu însuși știe cine suntem. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor. Și aici ni se frâng genunchii, dragii mei. Pentru că este imposibil, am spus, nu duceți termenul de comparație prea departe, nici unul dintre noi. Nu putem face ce a făcut Hristos. Și de aceea Dumnezeu însuși aduce ștacheta în bătătura noastră, la îndemâna noastră. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Hopa, ăsta este un lucru un pic mai tangibil, nu-i așa?
Eu știu cum să-mi port grijă de trup, am grijă ce mănânc, ce beau, să mă mișc o jumătate de oră pe zi și așa mai departe, ascult toate sfaturile, nu mi-ajută la prea multe, dar oricum, mă duc și la medic când e cazul, dacă nu vine medicul la mine, dar îmi grijesc de trup, pentru că dacă e disfuncțional și paralizat, ce să fac cu el? Și atunci vorbesc și eu despre eutanasierea nu câinilor, ci a oamenilor, ca să scăpăm de povara asta pe care o cărăm cu noi. Dar nu e așa. Textul spune, ca pe trupurile lor, cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine. Ori asta nu e foarte complicat, cum mă iubesc pe mine. Noi suntem niște egocentrați, prin definiție, în care am vrea să fim slujiți, am vrea să fim iubiți, am vrea să toate să vină spre noi. Se iubește pe sine. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sau cei doi vor fi un singur trup. Vom discuta duminica viitoare, de ce de aceea, în contextul acesta. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Dar despre toate aceste lucruri, un pic mai concrete, vom vorbi duminica viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin.